Bună ziua, dragi prieteni, bună ziua, dragi urmăritori, bine ați venit pe canalul meu de YouTube, Coin Master, stăpânul monedelor. Azi avem un event de ciocane sau atacuri, da? Deci rețineți, nu este nici de simboluri, nici de raiduri, este de ciocane sau atacuri, da? Și suntem în data de 17 septembrie, joi. Am calculat secvența deja, imediat o să vă și explic. Nu înainte de a reaminti celor noi veniți să se aboneze la canalul meu de YouTube, Coin Master, stăpânul monedelor, și să apăsați acel clopoțel pentru a fi anunțați ori de câte ori postez câte o secvență nouă sau câte o noutate despre acest joc, Coin Master. Da, deci să revenim din nou la explicație. Deci, vă repet, azi avem un event de ciocane sau atac. De ce repet întotdeauna? Pentru că, indiferent de câte ori eu repet, explic, am persoane care în continuu mă întreabă și îmi spun că, domne, cum e, de ce e, nu știu ce e, tăcâie, tăcâ, sau nu am înțeles, mai explicați-mă o dată. Datorită acelui fapt, eu explic și mă repet de mai multe ori pentru acele persoane noi în acest joc. Deci pentru cei care știți despre ce e vorba, vă rog frumos să mă scuzați, dar e de datoria mea ca să fac toată lumea să înțeleagă aceste secvențe și acest joc. Bun. Ca de obicei, secvența se va afla în această parte, da? Și se tratează de 15 rotații la bet ori 1, 13 rotații la bet ori 10, 8 rotații la bet ori 20, 8 rotații la bet ori 40, 7 rotații la bet ori 80, 7 rotații la bet ori 100. Și acum o să vă explic, după câte vedeți și în imagine, datorită anumitor algoritmi care acest dezvoltator îi schimbă în permanență, am făcut mini secvența de salvare. Bine, nu poate, e acea secvență, deci după cum vedeți în imagine, nu e mini secvență, este cum ar veni rotațiile de salvare, da? Deci după ce dumneavoastră jucați 7 rotații la bet ori 100, da? Reveniți la bet ori 40, numai în cazul în care n-ați obținut formație de ciocane. Deci, dumneavoastră, în această secvență, ori de câte ori obțineți formație de ciocane sau atacuri, da, reveniți cu numărătoarea de la 1. Deci, în orice bet, de la 1 la 100, care îl folosiți, repet, dacă obțineți formație de ciocane sau atacuri, reveniți cu numărătoarea de la 1. Da. Bun. Dar, acum continuăm. După ce ați dat toate rotațiile la bet ori 100 și în acel timp nu ați obținut formație de ciocane sau atacuri, reveniți la miza ori 40 cu 5 rotații, după care urcați din nou la bet ori 80, tot cu 5 rotații, după care la bet ori 100 până obțineți formație de ciocane sau atacuri. De ce am făcut această mini secvența de salvare? Bun. Pentru că depinde și în funcție de telefon, în funcție de cont, în funcție de timpul în care joci, în funcție de mai mulți factori, da? Din când în când puteți prinde o prelungire a secvenții de 60 de rotații sau 50 și ceva de rotații fără să obțineți formație de aceste ciocane sau atacuri. Datorită acelui fapt, am făcut această mini șmecherie de salvare, înțelegeți, pe care trebuie să o respectați. După care, bineînțeles, avem și în această
secvență, avem o dublă extra secvență pe care trebuie să o folosiți 100% fără să ezitați. Deci, imediat vă explic, pentru cei care mă cunoașteți deja, în această parte aveți extra secvența și se tratează de faptul în care noi obținem formație de ciocane după 30 de rotații din această secvență, deci numărând, începând de la 1 până la X rotații când îndepliniți cele 30, de exemplu, dați 15 rotații la betor 1 plus 13 rotații la betor 10, sunt 28. Mai dați 2 rotații la betor 20, deja avem 30. La 31 deja activăm această extra secvență. Înțelegeți? Deci ori de câte ori obținem formație de ciocane după acele 31, adică după 30 de rotații, da, activăm extra secvența de 2 ori. Da? Și după cum te vedeți în imagine, se tratează așa de o singură rotație la 1, deci după ce am obținut formație de ciocane, la, să zicem, la 31-a rotație, noi revenim, dăm o singură rotație la betor 1, după care suim imediat betul la ori 40. La ori 40 dăm, după cum vedeți aici în imagine, 8 rotații, după care suim la betor 80 încă 8 rotații, după care suim la betor 100 8 rotații. Deci, după ce obținem ciocane în prima secvență, după 30 de rotații, folosim extra secvența. Dăm o mână pe 1, după care suim pe 40, să zicem că obținem încă o dată ciocanele, revenim la betor 1, o singură rotație, după care din nou 8 rotații la ori 40 și așa în continuare, după cum pune în imagine, cu încă 8 rotații la ori 80, cu încă 8 rotații la ori 100, după care și aici avem mini-secvența de salvare, deci după cele 8 rotații la betor 100, numai și numai în cazul în care nu obțineți formație de ciocane până în betul 100 în cele 8 rotații, reveniți la betor 40, după care urcați 5 rotații la betor 80, după care urcați la betor 100 până obțineți formație de ciocane. Aceasta este o tehnică și o secvență pe care eu o fac pentru cei începători. Bineînțeles că probabil eu sau alții jucători joacă de mult timp, modifică secvența cum vor ei. Bineînțeles, eu recomand secvența mea. Deci mergeți la sigur, fără să pierdeți, înțelegeți? Probabil că unul din 10.000 de jucători vor pierde. V-am spus, se tratează un pic și de norocul care îl are fiecare. Deci în toată această secvență care este formată dintr-un calcul matematic, mai trebuie să avem și un pic de noroc pentru ca secvența să funcționeze 100% exact cum am relatat-o eu, da? Și da, deci cam atâta este secvența. Bineînțeles că de azi înainte o să fac live-uri, cine este doritor să pună întrebări, da? O să fac live-uri de lămurire mereu pe YouTube. Live-urile le vor distribui moderatorii mei și pe grup și pe pagină, sau chiar și eu, da? O să le distribui. Puteți să-mi puneți întrebări fără nicio reținere, fără nicio problemă, eu o să vă răspund. În acel moment și în acel live scurt de 10, 20, 30 de minute sau cât va fi live-ul, eu sunt 100% disponibil pentru întrebări și răspunsurile dumneavoastră. Deci, nu o să joc în acel live, doar o să stau în fața camerei și o să aștept ca dumneavoastră să mă adresați întrebări ca să vă răspund în legătură cu aceste secvențe. Da? Bun. De azi înainte voi face mereu aceleași lucruri, înțelegeți, pentru ca pentru cei care au nelămuriri și întrebări și alte chestii să mă întrebe în direct și eu ca să le pot răspunde, ca să lămurim anumiți factori și anumite lucruri pe care oamenii nu le înțeleg. Înțelegeți? Bun, deci cam atâta avem pentru astăzi. Vă rog frumos să mă scuzați dacă comit câte o greșeală sau dacă doriți dumneavoastră puteți să-mi ziceți că sunt penibil sau puteți să-mi puneți un deget în jos, adică în loc de like să-mi dați dislike.
Înțelegeți? Nu e nicio problemă. Pentru mine, acel lucru mă ajută pe mine să mă îmbunătățesc felul de a face clipuri. Bineînțeles, nu vă luați de aspectul meu, pentru că eu, chiar dacă îmi spuneți să mă berberez, nu mă berberez, pentru că așa îmi place să stau. Înțelegeți? Spălat sunt, curat sunt, numai că îmi place să am barbă. Înțelegeți? Asta e treaba. Vă rog frumos să mă scuzați și pentru treaba aia. Și încă o dată vă doresc un joc plin de profit. Și pentru cei noi veniți în canalul meu de YouTube, vă rog frumos, abonați-vă la canalul meu de YouTube pentru a primi ori de câte ori notificări și a fi anunțați ori de câte ori eu postez câte un clip nou. Și un clip, cum de altfel am promis de azi înainte, cu întrebări și răspunsuri, întrebări din partea dumneavoastră, răspunsuri din partea mea, pentru cei noi care ați venit în canalul meu pentru prima oară și aveți nelămuriri. Vă pup, la revedere și vă doresc în continuare o zi plăcută și plină de profit în acest joc. Pa, vă pup al dumneavoastră Moncler, la revedere!